Bună dimineața, dragii mei! Vă mulțumesc că ați găsit timp să vă alăturați în așa oră matinală. Propun să mai așteptăm un minut, două, până se mai conectează restul. Colegii, cred că începem. Încă o dată mulțumesc pentru timp. Astăzi o să discutăm despre o temă, cred că, interesantă pentru toți. Deci, relațiile, asta e, cred că, energia care încarcă viața noastră. Relațiile astea e fundamentul pe care ea se ține și până la urmă de ele, de calitatea relațiilor noastre depinde și succesul, fericirea, progresul nostru în viață. Noi cu soția am decis să experimentăm un nou format încă în ianuarie anul ăsta, retreat-urile și acum în la sfârșit de aprilie, început de mai, am fost la un retreat în Turcia, în Cerale, în care noi am, împreună cu familia, am mers la... Deci am avut parte de un bloc pe relații care e foarte mult m-a impresionat. Deci e o temă mai veche pe care eu o cunosc, dar am văzut-o din alt punct de vedere și cred că după asta m-am gândit că ar fi bine să mă împărtășesc cu informația asta, cu cunoștințele astea, fiind foarte, cunoștințe, cred că, care trebuie fiecare să le cunoască. Doar după cum noi știm, e una să cunoști cunoștințele, dar doi să le implementezi. Și am vrut câteva cuvinte să spun despre retreat-uri. Deci retreat-ul e anume formatul care permite o combinație de odihnă cu învățarea, o combinație de odihnă a corpului cu odihnă, și cred că mai degrabă nici nu odihnă, cât un restart a sufletului, cred că, da? Deci, deoarece se formează așa, dacă sigur, sunt oamenii corecți, locul corect, dispoziția corectă, o atmosferă care ajută să primească sinergie. Așa că eu foarte mult vă recomand formatul ăsta de restart, de odihnă. Sper să-l avem și în Republica Moldova și România mai des pe viitor. Dar acum trecem la tema noastră. Deci noi o să discutăm relațiile dintr-un aspect, cred că, destul de nou pentru mulți dintre voi. Relațiile au trei paradigme, da? Și paradigmele astea sunt destul de simple. Deci, în viață noi avem relații cu egalii noștri. Deci, aș vrea să fie și o comunicare, o să vă mai dau întrebări, poate să le scrieți în chat, că o să fie, cred că, mai greu să vorbiți. Ce părere aveți? Cine sunt egalii în viața noastră? Deci, dacă puteți să scrieți. Deci, prima paradigmă asta sunt egalii, a doua paradigmă asta sunt oamenii mai mari. Deci, în română, cred că anume așa, formulat mai mare, în rusă este alt termen, se numește starșe, da? Deci, că voi să înțelegeți poate nuanțele. Și a treia paradigmă
sunt oamenii mai mici sau în rus iarăși mladșii. Dacă puteți scriți poate ce înțelegeți prin oamenii mai mari, cine sunt oamenii mai mari din viața noastră, tot ar fi bine să aflu părerea voastră. Deci cine sunt oamenii mai mari, adică care sunt rolurile sau oamenii mai mari din viața noastră, puteți scrieți. Mulțumesc. Deci mai mari în viață sunt părinții, în primul rând. Doi sunt conducătorii noștri. Trei de tot felul, atât cine lucrează în orice companie, asta e conducătorul ierarhic, sunt conducătorii statului în care noi suntem. Da? Deci tot ce e mai mare ierarhic ca noi. Cei mai mici sunt, da, corect, sunt copiii noștri, sunt subalternii noștri, sunt deci asta sunt blocurile cele mai mari. Egale sunt prietenii, sunt colegii, sunt deci oamenii, poate frații, surorile care cred că deja au depășit 18 ani, tot putem să-i socotim egali, cu toate că poate să fie mai mari sau mai mici ca ei, dar deja suntem adulți, toți suntem egali. Deci asta sunt trei blocuri mari și de fapt toate relațiile noastre se construiesc în cadrul acestor paradigme. Mai este încă o paradigmă, paradigma soț-soție, și aici e un mix, deci noi avem aici relații de egal și relații de mic-mare, în care soțul e mare, dar soția e mic. O să lămuresc de ce când o să înțelegeți materialul. Și asta e o chestie tot de studiu fundamentală. Noi nu o să intrăm în blocul relațiilor femeie-bărbat acum, deoarece asta e altă temă mare, dar puțin o să discutăm și despre asta, poate ceva întrebări o să fie. Deci, iată, trei paradigme mari și știți, în toate relațiile sunt niște legi care, cum se spune, că legea gravitației. Deci, că ea este, e axiomă, da? Și legea dată, ea lucrează, nu pot să o interpretez. Și în relații fix așa legi sunt. Noi o să discutăm, ele sunt foarte simple și dacă noi o să învățăm legile astea, relațiile noastre o să balanceze și pas cu pas o să evolueze. Dacă noi o să facem aici greșeli, noi o să ne doară, de obicei greșelile pas cu pas, dacă noi nu le înțelegem, ele încep să doară. Și dacă noi o să respectăm legile date, respectiv durerea relației o să micșoreze și o să apară bucurie. Și asta cred că scopul nostru. Și mai este încă un moment, deci noi când nu respectăm legile date, suntem ca o corabie care și-a ridicat pânzele, vântul suflă, dar a uitat să scoatem ancora. Și respectiv, asta e tot așa o alegorie bună despre cum se construiesc relațiile, neștiind legile date, adică noi nu știm că avem ancoră. Materialul dat eu îl transmit după lecția lui Oleg Gheorghe Gădețchi, asta e unul din învățătorii mei, și respectiv, dacă o să vreți mai mult să vă aprofundați, eu cred că o să puteți găsi în diferite surse tema asta mai profund. Noi, având în vedere că așa e formatul, să trecem destul de așa pe punctele principale. Deci începem cu relațiile cu cei mai mari. Noi avem cel mai mult de învățat aici. De ce? Că cum noi ne construim relațiile cu cei mai mari, așa în principiu se construiesc și toate relațiile noastre în viață. Deci asta e primul nivel pe care noi trebuie să-l învățăm. De ce? Deoarece noi când vinem în viață, noi suntem foarte mici și avem doi părinți alături de la care noi avem foarte multe de învățat. Și în primul rând, ei sunt învățătorii noștri de bază în viață și de multe ori modelul de relație cu părinții modelează toate relațiile noastre în viață. Așa că aici e un bloc foarte important la care trebuie ajutatea să lucreze în felul sau într-un modul său, dar de aici se începe totul și respectiv
sunt trei legi aici în relațiile cu cei mai mari sau inclusiv și cu părinții. Ele sunt următoarele. Deci, astea sunt trei calități care noi trebuie să le dezvoltăm. Și prima calitate, la care noi trebuie să avem 100% în relațiile cu cei mai mari, asta e stima. Asta e stima sau respectul. Deci asta e legea numărul unu în relația cu cei mai mari. De ce? Deoarece asta e fundamentul relației când eu sunt mai mic și este unul mai mare și nu, pur și simplu stimez, indiferent ce face el, care sunt calitățile lui, care e atitudinea lui față de mine, atunci eu îmi balansez relația cu această persoană. Eu spun după mine, o să încerc anume din aspectul meu, o să discut eu de multe ori cu cei mei mari, nu avem stimă. Eu credeam, eu deodată îi puneam pe ei la egal cu mine, cu părinții câteodată chiar invers, îi puneam mai mici, când vedeam că eu undeva sunt mai tare. Și chestia dată dezbalansează foarte mult, adică eu, în primul rând, nu-mi iau rolul meu. Asta să știți că două avioane, care avioanele de ce nu spălesc unul în altul când zboară? Deoarece ele zboară la diferite înălțimi. Fix așa și în viață. Noi trebuie să zburăm la o înălțime, oamenii mai mari trebuie la altă înălțime să zboare și atunci o să fie tot ok. Dacă noi încercăm să fim egali cu ei, atunci se întâmplă conflicte. Deci stima asta pur și simplu înseamnă că eu îl stimez pe omul dat, că el, nu știu, dacă în cazul că e părinții, el mi-a dat viață, că el m-a ajutat eu să ajung până unde eu sunt acum și el are grijă de mine, chiar dacă poate grijă asta eu nu sunt. Deci stima asta e fundamentul respectiv relației cu cei mai mari. Și ea trebuie să fie la 100%. Sigur că asta e ușor de spus, greu de realizat, dar dacă o să înțelegeți principiul ăsta, el o să schimbe foarte mult și mai este încă un moment când omul înțelege că el e mai mic și este alături un om mai mare și el are rolul adevărat de mai mic cu stimă, omul respectiv cel mai mare începe să aibă calitățile de mai mari. Adică el începe să, o să, noi o să vorbim care sunt calitățile de mai mari, deci el începe să devină într-adevăr o persoană care dă foarte mult celui mai mic. Așa că totul depinde numai de voi în cadrul relațiilor date. În principiu, în viață, totul depinde de noi, doar în toate aspectele, dar aici cred că e cel mai mult. Și toate relațiile se încep de la relațiile cu mai mari și anume de la stima față de ei. Iată prima lege în relații despre care am vrut să vă povestesc. Ea nu e atât de ușor să o dezvoltați, deoarece sunt multe paradigme cu care am crescut, dar dacă o să încercați pur și simplu să vedeți calitățile, să observați calitățile bune ale celor mai mari, să apară stima. Da? Deci spuneți accentul nu pe ce la el se primește rău, dar ce e în ce lui tare. Și pas cu pas o să încercați să vedeți câte calități bune, câte lucruri bune puteți să vedeți la el și aici prin asta se poate de dezvoltați tema în cadru. În cazul părinților, asta e mai sunt încă multe instrumente cum asta se poate făcut, dar cred că o să discutăm în cadrul altui format. A doua calitate care trebuie dezvoltată cu cei mai mari, asta e mulțumirea. În principiu, ele sunt apropiate cu stima, dar asta e altă energie. Mulțumirea trebuie permanent să ne gândim la ce aspecte noi, pentru ce aspecte noi putem să-i mulțumim persoanei date. În cadrul, iarăși, dacă asta sunt părinții, că, cum și-am spus, asta sunt învățătorii noștri de bază în viață, ei nu degeaba sunt părinții noștri, nu degeaba i-am ales, că se spune că noi, în principiu, îi alegem într-un fel. Ei pe noi ne învață anumite calități și noi trebuie să fim mulțumiți și câteodată părinții sau chiar alți mai mari poate să fie duri, poate noi nu înțelegem ce asta se întâmplă, dar până la urmă ei sunt învățători care în felul dat ne învață, că învățătorii pot învăța în două feluri, prin iubire sau prin durere. Și ambii sunt învățători, pur și simplu, instrumentele diferă.
spunem așa. Așa că mulțumirea e calitatea 2 pe care noi trebuie să o învățăm și asta e iarăși calitatea care balansează relațiile noastre cu cei mai mari. Văd că am apărut întrebări. Eu o să finalizez blocul ăsta și după asta o să răspundem. Vă mulțumesc, întrebările sunt foarte importante. Eu și eu singur învăț tema asta și haideți împreună să discutăm, să medităm la ea. Deci mulțumirea poate să fie nu la 100% ca stima. Deci că ea trebuie dezvoltată, aici e un nivel mai complicat, pentru că e una să stimeze omul, de doi, să fie mulțumit pentru multe chestii, dar în principiu ea tot e foarte, foarte importantă și când dezvoltați mulțumirea și începeți chiar să vă scrieți cel mai bine calitățile care le vedeți pozitive, situațiile în care, pentru care îi mulțumiți persoanei date, mulțumirea pas cu pas, pas cu pas începe să crească. Și ultima calitate care trebuie să o dezvoltăm în relațiile cu cei mai mari este încrederea. Asta e a treia, hai să spunem așa, lege în relațiile cu cei mai mari. Noi trebuie să avem în ei încredere. De multe ori asta e greu și asta e cea mai, hai să spunem, grea calitate de dezvoltat în relațiile cu cei mai mari. Dar când voi aveți, îi spuneți persoanei, uite, eu am încredere în tine și asta nu e doar cuvânt, dar asta într-adevăr și o simțiți, respectiv persoana dată începe totalmente altfel să comparte cu voi. Chestia dată poate pur și simplu fi testată. Eu vorbesc în cadrul experienței mele. Eu când în relațiile cu o persoană mai mare în viața mea, am început pur și simplu să dezvolt calitățile astea. Stima, încrederea și la urmă, deci stima, mulțumirea și la urmă încrederea, comportamentul persoanei date s-a schimbat radical față de mine în, cred că, câteva luni. Și el a devenit într-adevăr un om care îmi purta foarte mult grijă, dăruia foarte multă iubire și tot asta s-a schimbat doar după ce am început eu să schimb comportamentul față de persoana dată. Ani de zile situația era totalmente diferită. Așa că mesajul meu e simplu, sunt trei calități care trebuie să le dezvoltați în relațiile cu cei mai mari. În primul rând, cei mai mari sunt părinții în viața noastră. Asta e stima, asta e mulțumirea și asta e încrederea. Sigur că mai avem mai mari, de exemplu, și lucru, și fiecare, poate nu știu fiecare, dar mulți dintre noi avem superiori. Principiul rămâne universal, fix aceeași. Stima față de el, mulțumirea pentru ce el ne oferă nouă, și încredere în el. Și pas cu pas, pas cu pas, relația asta o să înceapă să se dezvolte. Voi o să primiți tot mai mult suport din partea lui, tot mai mult colaborare o să fie și o să balanceze relația. Asta e o lege universală, care ea e ca și legea gravitației, așa că aici, pur și simplu, sigur că pot fi discuții la capitolul dat, dar în principiu eu cred că energia mai mult, eu, ce sunt de mine, eu pur și simplu am primit-o ca axiomă și am început pur și simplu să încerc să o dezvolt. Iată așa e principala noastră relație cu marii, să v-am lămurit pe cât e de important, trei principii sau trei valori, trei mici legi pe care trebuie să le dezvoltăm în relațiile cu ei. Și aici cred că fiecare se poate dedicat, nu știu, câte un an și să luați cei mai mari, principalii mai mari din viața voastră și să începeți pas cu pas, pas cu pas, prin diferite acțiuni să o dezvoltați. Haideți să vedem ce întrebări poate fi la blocul ăsta. Eu am uitat să vă spun că, în principiu, noi avem un dușman în toate relațiile noastre și în relațiile cu mari, cel mai mare, el e cel mai mare dușmanul ăsta. Care, după părerea voastră, este dușmanul? Poate scriți. Până când vă mai gândiți, eu nu știu, ori și vine mai târziu sau e mai greu formatul ăsta pe... orgoliu, ego, bravo, chiar ați nimerit-o în 10 deodată, corect, da? Dușmanul nostru cel mai mare în relații și în primul rând în relații cu cei mai mari este ego, da? Deci, și ego, unul îmi face festa, de obicei el strică toate
toate relațiile, el ne pune în cadrul mai ales relațiilor cu cei mai mari, pe o treaptă mai sus, noi, mândrie, apare orgoliu și respectiv el, dacă noi să încercăm să-l depășim, să fie mai mult smerenie, mai mult stimă, mulțumire și încredere, credeți-mă, totul o să pas cu pas o spună la locurile sale și o să pară o balanță. Întrebarea lui Anatol era ce facem cu conflict, de exemplu, prieten, egal, este și mai mare, șef pe tine. Deci, bună întrebare, Anatol, mulțumesc. Cum și-am vorbit, noi avem cu fiecare om doar un tip de relație. Dacă el e șef ierarhic și, chiar, și prieten, respectiv, voi trebuie să înțelegeți că el e mai mare și în cadrul serviciului trebuie să fie stimă, mulțumire și încredere. Totalmente. După serviciu respectiv ar putea să apară elemente de relații de egal, dar fundamentul trebuie să fie în astea trei paradigme, doar așa o să puteți balansa relația și sigur ieși din capcana asta când un prieten este și un superior. Cred că poate merit să aveți o discuție cu el deschisă, să discutați chestiile date și respectiv să vă înțelegeți cum acute în cadrul serviciului. Eu sunt clar mai mic și tu ești mai mare. După noi schimbăm paradigma, tu deja nu ești superiorul, tu ești, nu știu, prieten. Cu toate că e complicat asta, așa că în principiu fundament rămâne oricum mai mare și mai mic, dacă așa s-o permit că viața o pus în așa relații. Da, Oleg scrie că frica e dușmanul. Frica, în principiu, tot fundamentul fricii de obicei e ego, așa că mai multe fundamente sunt, dar ego de obicei e fundamentul fricii, așa că tot acolo e. Good. Noi am discutat despre relațiile cu marii, este un moment foarte important, să nu complicăm. Noi avem doar trei legi, stima, mulțumirea și respectul și eu cred că dacă voi să învățați aceste trei cuvinte, totul o să vină. Și cum am mai spus, asta e fundamentul la orice relație. Dacă nu o treci clasa întâi asta e relațiile cu cei mai mari, următoarele clase la voi nu o să primească. Și că aici trebuie cel mai mult de lucrat, dar începutul clasei întâi, asta sunt relațiile cu părinții, că dacă voi o să le balansați, dacă o să puteți aici să aveți aceste trei principii, următoarele clase o să deschidă. Dar dacă nu, nu o puteți nici clasa întâi, nici mai departe să mișcați. Așa că aici sunt pentru marea majoritate lecții de învățat și pur și simplu e important să înțelegem că ele sunt doar lecții, asta nu trebuie luptat cu asta, asta sunt pur și simplu etape pe care majoritatea trebuie să le treacă. Ok, trecem mai departe, asta sunt relațiile cu cei mai mici. Când noi suntem în postura de mai mare, dar sunt oameni care sunt mai mici ca noi. Deci aici, iarăși, noi avem doar trei principii și trei valori care trebuie să le dezvoltăm. Prima, asta e protecția. Deci noi, fiind mai mari, trebuie să dăm protecție persoanelor care sunt mai mici. Protecția poate fi diferit format. Deci, în primul rând, merge vorba de securitatea, nu știu, fizică, de securitatea materială, da? În cazul, dacă noi suntem mai mari, de exemplu, asta ar putea să fie ipostază, că eu sunt părinte, eu am un copil, da? Deci eu trebuie să-i protejez securitatea fizică, trebuie să organizez că el să aibă toată partea materială asigurată. Fix așa, dacă eu sunt un șef și este un subaltern mai jos, eu trebuie să am grijă de toate aspectele astea. Și în cadrul relației de familie, când este soț-soție, respectiv cum noi am vorbit acolo, este un aspect de egal și aspectul de mic-mare și aici, iarăși, soțul este responsabil de partea materială a familiei și el trebuie să organizeze protecția materială respectivă familie, a soției și să aibă, asta nu înseamnă că doar el trebuie să câștige, dar el trebuie să fie, hai să spunem așa, driverul la direcția dată. Nu intrăm în relații soț-soției, că aici sunt multe iarăși aspecte interesante, poate odată tema asta tot o să discutăm, o să dezbatem. Deci, prima, asta e protecția. A doua calitate care trebuie să o dezvoltăm
Și ea tot e foarte importantă. Asta e grija emoțională. Deci, ce înseamnă grija emoțională? Asta e, cu alte cuvinte, primire. Cel mai mare trebuie permanent să primească emoțiile celui mai mic. Eu nu știu, cel mai bine la mine se manifestă asta cu fiica mea cea mai mică, ea are acum 5 ani și ea de multe ori face să vină obosită, ea nu are energie și ea face mofturi, emoțional, hai să spunem așa, e jos. Și eu pur și simplu ce pot să fac? Eu pot doar să o primesc. Eu încerc să o cuprind, să spun totul să fie bine, să înțeleg ea cum se simte rău. Și că asta, în principiu, așa, pentru mine e un exemplu foarte bun de primire emoțională, că ce aș putea eu face? Eu spun, uite, liniștești, comport civilizat, asta deja e, de fapt, nu e primire și nu-i grijă emoțională, asta eu încep să o învăț, eu încep să fac așa cum vreau eu, dar rolul la mai mare e să primească emoțional și să aibă grijă de cel mai mic. Și atunci cel mai mic o să simte protecția dată, el o să simte cu oricând el o să simte rău, cel mai mare nu-l critică, nu are pretenții față de el, el pur și simplu îl primește. Și asta e rolul adevărat de mai mare. Cel mai ușor asta se manifestă în relațiile părinte-copilul mic. Cum am dat exemplu, e mai greu când copilul e mai mare, deja și el tot trebuie primit sau încă e și mai greu când vine un subaltern și el ziua de azi nu se primește nimic și atunci el tot trebuie emoțional primit, i spus, ok, eu te înțeleg, cum te pot ajuta, ce s-a întâmplat și că emoțiile astea, asta e în principiu o artă care trebuie dezvoltată, asta e o responsabilitate destul de mare, pentru că noi să fim încărcați permanent, să avem un nivel înalt de energie, un nivel înalt de conștientizare și să înțelegem cu ce ceva s-a întâmplat la persoana care e mai mic și eu trebuie pur și simplu să-l primesc emoțional, eu trebuie să fiu alături și el acum are nevoie de suportul meu emoțional. Și chestia dată, în principiu, trebuie învățată, că să fim mari, asta e o calificare, deci asta e o responsabilitate și noi când avem rolul ăsta în viață, noi trebuie să ne învățăm. Când suntem părinți, trebuie să înțelegem ce înseamnă părinte conștient. Când suntem conducător, un lider, trebuie să învățăm principiul de leadership. Dar ca să nu complicăm, în principiu, dacă noi o să facem astea trei momente de care noi am vorbit acum, fundamentul o să fie pus. Primele două astea am vorbit deja, asta e protecția, doi astea e grijă emoțională și primirea. Al treilea moment, asta e, încă ce am mai vrut să adaug la primire, asta e un mediu securizant emoțional, fără să-i dăm să-i spunem, uite, tu ești așa sau tu ești așa, fără să-l criticăm persoana. Cum și-am spus, asta e așa un nivel destul de înalt de conștientizare și de acceptare a persoanei. Și dacă la urmă o să-i spuneți nu, trei cuvinte, totul o să fie bine, asta o să ajute încă mai mult. Adică asta e așa, hai să spunem, ca o mantră, câteva cuvinte care e quintesența la grija emoțională, tot o să fie bine. Și chestia dată, foarte mult vorbești despre o poziție corectă de mai mare. Al treilea moment, tot destul de important, asta e dezvoltarea personalității. Orice mai mare are responsabilitatea ca cel mai mic să dezvolte alături. Dezvoltarea asta, știți cum are loc? Este un aspect foarte important. Prin aceea că noi, pur și simplu, credem în persoană. Iarăși, cel mai bine asta se manifestă în relațiile cu... Nu se manifestă, dar poate fi arătată în relațiile cu copilul. De exemplu, copilul e... nu știu... hai să spunem, mama și copilul mic. El nu poate nici merge, nimic. Dar mama, pur și simplu, crede că el o să meargă. Și el merge. Sau fix așa, de exemplu, eu acum am două fete care sunt în perioada de teenager, da? Și eu văd că poate ele nu sunt ideale, poate ceva acum nu e așa cum vreau eu, dar poate sunt accente pe unele disbalanțe, nu știu, prea mult accent pe comunicare.
Dar eu încerc și cred că ea o să crească și să fie un om extraordinar, o mamă extraordinară, însă o să primească să fie, să realizeze misiunea. Și că încrederea asta, de fapt, și este dezvoltarea persoanei mai mic. Și în rus este așa un termen, dorisovati его, adică să-l vizualizați pe el deja, că el e pe un nivel mai înalt decât un el acum s-a aflat. Și chestia dată îi dă puteri enorme la cel mai mic, la copilul, de exemplu, în cazul când asta e copil, sau subalternului. Și asta e a treilea aspect sau a treia lege în relațiile cu cei mai mici, anume să credem într-însul, să-l controlăm mai puțin, să-i dăm posibilitatea că el să greșească, să spunem, uite, eu am în tine încredere, tu ești foarte bravo, eu îți dau voie să faci asta singur, cum tu crezi de cuvință, dar eu sunt alături, dacă ceva. Și că asta înseamnă, eu spun, wow, uite, în mine au încredere și eu pot să greșesc. Și că asta e, până la urmă, e a treia calitate, dezvoltarea persoanei. Adică noi, știți cum noi desuri asta percepem prin aceea cu uite așa stai lângă mine și eu o să încep să te dezvolt. Sau, până la urmă, se numește învățare. Dar cel mai mult el se dezvoltă prin încredere, prin posibilitatea că el să facă greșeli, prin control mai mic respectiv, asta e și un fel de respect față de dânsul, dar anume prin aceea că eu am încredere că el poate mai mult, că el o să dezvolte. Și e foarte important încă aici, în dezvoltarea celui mai mic, că noi, pe lângă încrederea, posibilitatea să-i dăm greșeli, să-l cunoaștem mai bine. Noi trebuie să înțelegem dar care sunt valorile lui, dar ce pentru el e important, dar care sunt scopurile tale, dar ce calități ți-e interesant să dezvolți, dar ce vrei să devii tu, în cazul că asta e copil, da? Deci, ce înseamnă? Cu domnul trebuie să mai des discutat, de aflat despre personalitatea lui, cu ochii deschiși să spunem, dar tu îmi ești interesant ca personalitate. Respectiv, asta foarte mult tot ajută ca persoana să se deschidă, deoarece comunicarea cu o persoană mai mare, care e în dispoziția asta din credere, îi dă aripi. Deci, principiul de bază, dacă să vorbim, dezvoltarea asta e să avem încredere și să fim simplu încrezuți. Persoana dată are un potențial enorm și el o să-l realizeze și atunci noi îl crește. Așa sunt trei calități a celui mai mare, care trebuie, nu trebuie, dar care poate să-și dezvolte cei mai mici. Asta e protecția de toate tipurile. Protecția materială, protecția securității persoanei. Asta e grija emoțională, primirea, totul să fie bine. Și ultimul aspect, asta e dezvoltarea persoanei, dezvoltarea cel mai mic, prin încredere în el, prin posibilitatea de a face greșeli, prin interesul deschis față de persoana dată și prin vizualizarea creșterii lui. Asta e trei aspecte ale calității unui mare, da, care dezvoltă o persoană care e mai mic. Poate dacă sunt ceva întrebări aici, să le scriți în chat, ca să încercăm să le dezvoluim, să le discutăm, dacă sunteți de acord cu chestia dată. Aceste trei aspecte par simple, dar ele sunt foarte serioase. Dacă noi fiecare dintre ele, măcar puțin, o să lucrăm, deci asta o să fie, după părerea mea, un salt enorm. Și eu, chiar fiind în antreprenoriat, fiind permanent în întrebări de cum noi dezvoltăm leadership-ul în companie, eu și acum îmi dau seama că, uite, nu trebuie de complicat. Ai trei chestii. Pur și simplu, asigură o protecție la oamenii din echipă, ai grijă de primirea lor emoțională și ei simt respectiv că
Totul o să fie bine, ei să înțeleagă că indiferent ce o să întâmple, ei o să fie primiți aici ca oameni cu spunem, imperfecțiunile lor. Și trei, că noi și eu inclusiv să am încredere în ei, să vizualizez cum ei cresc, să-l dau posibilitatea că ei să facă greșeli și nu-i controlez. Și deci dacă noi cu cei mai mici relațiile nu sunt bune, înseamnă că noi nu suntem calificați ca mai mari. Deci noi ceva nu facem bine aici. Și uitați-vă în aceste trei momente și încercați pas cu pas să le dezvoltați și atunci o să balanceze relațiile. Și mai este și a treilea aspect. Asta sunt relațiile cu egalii. Egalii sunt prietenii noștri, sunt colegii, sunt, cum și-am mai spus, posibil frații surorile, care deja sunt mari. Și relațiile cu egalii deci au iarăși tot câteva legi, dar în principiu ele sunt, dacă o să aveți performanță sau balanță în primele două, în primul rând în relațiile cu cei mai mari, doi, o să puteți să construiți relațiile cu cei mai mici, mie îmi pare că relațiile cu egale o să balanceze, că testele, examenele cele mai mari se numesc în primele două relații, cu cei mai mari și cu cei mai mici. Egalii, asta deja e o chestie care vine firesc. Dar oricum, și acolo este un, de obicei sunt câteva principii care pot dezvolta relațiile date. Asta e o deschidere totală. Asta e o, și înseamnă feedback cinstit unul la altul, când tu cu cel mai mare feedback-ul poți să-l dai, dar acolo sunt nuanțe deja. El trebuie dat cu stimă, cu mulțumire, cu încredere. Dar în relațiile cu egalii tu poți fi mult mai deschis. Deci tu, prin asta e și prețul acestei relații, că egalul poate să-ți spun să-i fără obligațiuni de mai mare sau mai mic, foarte direct și deschis feedback-ul. Asta e prietenie, în principiu, da? Asta e relația cu egalii, asta e schimbul de energie, asta e schimbul de experiență. Și noi aici, cred că nu ne oprim la relațiile cu egalii, deoarece mie îmi pare că primele două blocuri, ele sunt într-atât de important și acolo atât de mult de lucrat la acele șase calități, adică trei la primul și trei la doilea, că aici pur și simplu ele respectiv o să vină, pur și simplu așa, le discutăm puțin, dar ele o să vină firesc de la sine. Și cum credeți, ce proporții de relații cu egali mici și mari trebuie să fie în viața noastră. Dacă e posibil, puteți scrieți, adică după părerea voastră, adică ce procentaj de comunicare în viața noastră noi trebuie să avem cu toate grupele astea. Nu, de exemplu, scrieți acolo, nu știu, 30, 30, 30, da, de exemplu, sau 33, 33, 33, 33, să revedere, da, ca să fie 100% total, să văd părerea voastră, cum vă pare, care relații trebuie să fie la noi, nu știu, predominanți sau ele toate trebuie să fie balansate. Scrieți în chat pentru ca să discutăm și aspectul ăsta. Mulțumesc. Mai sunt păreri? Mulțumesc, Romeo. Mulțumesc, Luiza. Dacă mai sunt încă păreri? Da, mersi, că sunt două păreri, că trebuie să fie egale, toate balansate, da, și Nicoleta și Luiza și-a exprimat părerea și respectiv Romeo, care știe deja tema, noi am discutat-o, a scris alt raport, 60 egal, 20 mai mari, 20 mici, Marina scrie 20
La egal, 40 la mici, 40 la mari. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc mult pentru păreri. Deci, iarăși, eu nu cred că asta poate fi o axiomă, dar spune că relațiile noastre de bază în viață trebuie să fie cu egale. De ce? Că asta sunt, asta e paradigma în care noi cel mai mult ne dezvoltăm. Relațiile cu egalii noi putem crea. Relațiile cu egalii noi putem să fim cel mai ușor noi înșine. Și se recomandă să avem 60% de relații cu egalii. Și 20 cu cei mai mari, 20 cu cei mai mici. De ce? Relațiile, dacă, de exemplu, este o dezbalanță mare în relațiile cu cei mai mici, de exemplu, cum este la mine relația, dat eu și respectiv cap de familie, eu sunt antreprenor și am echipa mea, respectiv, de multe ori sunt și în rolul de a învăța. Și la mine, cred că dezbalanță foarte mare, anume în relațiile cu micii. Și în cazul ăsta eu puțin o să cresc. Da? Eu permanent o să fiu cel care trebuie să am grijă, trebuie să dau suport, dar eu singur trebuie să mă încarc. Dar încărcarea de obicei are loc de la relațiile cu egalii și sigur eu trebuie să balansez relația mea cu cei mai mari. Adică eu trebuie conștient să văd care e procentul meu de comunicare cu marii și dacă el e mai mic de 20, nu, eu 20 spun aproximativ, da, 60-20-20, dar asta poate fi, nu știu, 50-25-25, dar cum asta nu poate fi invers, da, adică 40, de exemplu, mari, 40 mici și 20 numai egal. Adică procentul de egal trebuie să fie mai mare. Ce fac eu? Eu mă strădui în viața mea să-mi măresc cantitatea, în primul rând, de comunicare cu cei mai mari, adică să o am 20%. Eu îmi găsesc, îmi caut și am deja mentori pe mai multe direcții cu care am întâlniri periodice, planificate. Și chestia dată balansează relația mea cu mai mari. Că eu până acum, neștiind cunoștințele astea, eu practic nu le aveam. Eu nu aveam mentori, eu știam tot, mie nu-mi trebuie nimic. Eu eram mai mare și pentru părinți într-o perioadă. Dar acum eu am înțeles că stai, tu ești mic în multe aspecte și tu trebuie să ai minimum 20% de comunicare cam mai mic. Și eu, în primul rând, am comunicarea cu mentorii, doi, comunicarea cu diversi învățători pe care eu pot să-i socot învățători spirit. Cu toate că dacă eu chiar nu comunic cu ei, asta sunt, nu știu, diferite texte, cărți, videouri care le ascult. Și, respectiv, comunicarea cu părinții, care iarăși balansează aspectul meu de mai mic. Și astea 20% eu mă strădui să le mențin. Ce fac eu pentru ca să-mi balansez comunicarea cu egalii, care la mine iarăși destul de mică, având în vedere că marea majoritate la mine este relațiile cu cei mici, eu încerc să îi ridic pe cei mai mici în unele aspecte în relații de egali. Ce am în vedere? În companie noi implementăm foarte mult decentralizarea. Deci unde relațiile de egal devin tot mai pronunțate. Asta e echipe unde conducătorul, el nu e conducător direct, el pur și simplu un coordonator, adică e un fel de team leader. Da? Și acolo aspectul ăsta de egal, el crește. Și deci noi încercăm să luăm deciziile mai mult împreună. Noi încercăm să dăm un proiect totalmente unei persoane și el total să aibă grijă de proiectul ăsta, să nu fie permanent, știți, ping-pong ăsta, la fiecare pas, de ce să fac. Și e că prin asta eu în companie încerc să dezvolt relațiile de egalitate și deoarece iarăși orice relație are câteva aspecte, da? Mai ales în cadrul unei companii, că relația părinte-copil e destul de pură. Da, în companie acolo poate fi anumite aspecte. Și aici eu încerc de la 100% unde eram eu mare, eu să am deja, nu știu, numai 70, da, 30 de egal. Adică eu încerc ca băieții să poată lua deciziile singuri și să decentralizez. Și asta e strategia mea, nu știu cât e de corect, dar oricum eu în ea încerc să mă mișc și respectiv să dezvolt și în familie unele aspecte de egalitate, să fie noi, de exemplu, încercăm împreună să luăm unele decizii în familie și eu deja am
aici nu o părere, ci așa facem, da? Dar eu, pur și simplu, sunt unul dintre egali în familie. Deci noi introducem aspectele astea de egalitate și prin asta eu îmi balancez relația cu egalii. Și în plus, sigur, asta e cât mai mult încerc să comunic, să planific timp pentru prieteni, încerc să fiu în diverse instruiri unde eu am acolo am colegi cu care sunt egal. Și aici că eu mă învăț, eu aici cresc. Și deci asta e momentul care trebuie să-l gândiți fiecare. Poate chiar să încercați să scriți acum undeva ce părere aveți, ce procentaj aveți voi în viața voastră de comunicare cu cei mai mari, cu cei mai mici și cu egali. Chiar scris chestia dată, eu o să vă ajut să, când ea e scris, ea lucrează altfel. Și după ce ați scris chestia dată, tema voastră pe acasă, pe astăzi, o să fie să vă gândiți de ce puteți face pentru că să măriți sau ceva să schimbați, să ajungeți la cu raportul de 60-20-20 sau măcar 50-25-25, da? Pentru ca să balansați relațiile în viață și să le faceți mai armonioase, să aveți toate trei aspecte. Și, în primul rând, aspectul de comunicare cu egalii, despre care am vorbit că el e foarte important. Colegi, cam asta a fost tema. Eu mai am multe discutat pe tema relațiilor, dar eu nu vreau să le încurc, deoarece, după părerea mea, astea trei aspecte și cunoștințele grupelor cu care, de oameni cu care noi comunicăm, importanța comunicării cu cei mai mari și poziții de mic, care e cheie la toate relațiile, după câte noi am vorbit, blocul ăsta e într-atât de important că eu n-aș vrea să mai discutăm noi acum alte blocuri care, pur și simplu, o să adauge informații și să fiți pur și simplu, focusați pe aspectele astea. Și dacă mai aveți ceva întrebări, cu drag, haideți să le discutăm. Că aici fiecare, nu știu, nuanță, sunt multe așa, detalii care trebuie gândite. Așa că dacă sunt întrebări, welcome, scrieți-le, încercăm să le discutăm. După câte am vorbit, țineți minte, dușmanul cel mai mare, asta e ego. Și ego-ul de obicei, iarăși, noi spunem de ego, dar el are tot mai multe componente. Și componentul lui de bază e controlul, când noi încercăm tot să controlăm, să facem așa cum noi vrem. Așa că, pur și simplu, cred că dacă o să lăsăm puțin controlul, dacă o să fim așa, mai în încredere în oamenii din jur, în univers, atunci eu cred că tot multe chestii o să schimbe. Da, Luiza, să fac un cuprins, repet, calitățile celor mai mari, celor mai mici. Da, deci ușor. Cum și-am vorbit, noi avem, hai să spunem așa, câteva legi în relații. Acestea sunt axiome, ca și axioma legii gravitației. Respectiv în relațiile cu mari, care sunt relațiile fundamentale, ele se bazează toate restul relațiilor noastre și dacă noi n-am trecut etapa asta, noi o să fie probleme pe toate aspectele. Asta sunt trei calități. Prima calitate, asta e stima față de persoana mai mare. Pur și simplu stima. A doua e mulțumirea. A treia e încrederea. Stima, mulțumire și încredere. Asta e trei cuvinte și trei calități care noi trebuie să le dezvoltăm, în primul rând, în relațiile cu cei mari. În relațiile cu cei mici, noi avem de iarăși trei calități care trebuie să le dezvoltăm. Asta e protecția, protecția securității, protecția materială. Doi, asta e grija emoțională, primirea, totul va fi bine. Și treilea, asta e dezvoltarea persoanei prin încredere, prin
Permitere de a face greșeli, prin vizualizarea lui deja mai, nu știu, deja pus un pas, da? Că eu fac și asta, și asta, și asta, și prin, deci și asta, și prin vizualizarea lui. Deci avem 6 calități care trebuie să încercăm să le dezvoltăm. Și dacă o să începem cu relațiile cu cei mai mari, nu o să ne greșim. Și în primul rând să încercăm să dezvoltăm stima și mulțumirea. Eu cred că asta o să fie deja un pas mare. Și de obicei, știți, noi putem să facem schimbări în viața noastră prin câteva aspecte. Primul aspect, asta e deprinderile. A doilea aspect, asta e... Ele sunt 3 aspecte. A doilea aspect, asta e dacă se întâmplă ceva foarte serios în viața noastră și noi spunem, gata, de mâine schimbăm. De obicei, asta e o durere. Și a treilea aspect, asta e prin exemple. Prin exemple de oameni care noi le vedem și exemplele astea pe noi ne inspiră. Exemplele astea pot fi în literatură artistică, în oamenii de alături, nu știu, într-un film care l-am văzut. Așa că alegeți o direcție prin care vreți să faceți schimbarea, de obicei puteți alege prima sau a treia și, de exemplu, dacă asta e deprinderea, încercați să, nu știu, să vă puneți în plan o dată, nu știu, o săptămână, dacă începeți cu părinții, de exemplu, să-i sunați, să-i mulțumiți, în dispoziția de stimă și de încredere și pas cu pas, pas cu pas, se întâmplă schimbarea. Deoarece nu există nimic mai rău decât cunoștințe care le-ați primit, dar nu le implementați. Asta e toxină care pas cu pas strânge la noi și ea ne încurcă. Cel mai important, cunoștințele, să le primiți mai puține, să faceți pași concreți de implementare în viața voastră lor. Mai era o întrebare, cu egal 60% de deschidere, 40%. Ce este? Veronica, n-am înțeles întrebarea. Nu am înțeles întrebarea, dacă e posibil să concretizați. Și deci cum și-am spus, cel mai bine se dezvoltă relațiile atunci când aveți un plan de dezvoltare lor. Dar planul ăsta de obicei poate să fie făcut, cum și-am spus, din deprinderi. Și este și o deprindere, se numește întâlnire 1 la 1. Și dacă o să planificați în viața voastră, în săptămâna voastră, măcar o dată pe săptămână, sau măcar, cred că o dată pe săptămână e un minim, să vă întâlniți cu o persoană care pentru voi e important să perfecționați relația. Întâlnirea 1 la 1, asta tot așa e un fel de life hack. Ea foarte mult ajută progresul în relații. Acolo apare altă energie și respectiv se poate dezvolta calitățile astea de care am vorbit mult mai ușor. Când e în grup, asta e mult mai complicat. Așa că faceți o deprindere care sistemic să dezvolte calitățile date, deoarece e mult mai bine să faci un pas mic de fiecare săptămână, decât să faci odată un pas mare, și apoi peste o perioadă anumită, pasul ăsta în practic se dispară efectul lui, așa că pașii mici contează mult mai mult. Întrebarea Veronica, deci cu egal e necesar să ne deschidem și doar 60% și nu mai mult. Da, bună întrebare. Deci părerea mea și asta e, dacă noi ne deschidem mai mult, noi nu o să avem alte energii de comunicare cu cei mai mari, unde noi respectiv ne învățăm să fim smeriți, unii noi primim înțelepciune, unii noi primim energie, încărcăm, da, energie de asta, spunem, de altă calitate. Dar în relațiile cu mici, noi nu o să putem să dezvoltăm pe alții, nu o să putem da. Da? Că noi relațiile cu mari luăm, dar relațiile cu cei mici noi dăm. Și dacă noi să mai mult de 60%, deci noi se primește că nu ne încărcăm, și nu dăm. Așa că cred că asta ar putea să fie răspunsul. Vă mulțumesc, dragii mei, pentru tema dată. Noi am reușit să ne încadrăm într-o oră.
Нам вот сначала дискутуем по моему аспекте, майлар, где речь мим паре касты фундаменту ла тоти релатели. Ши так у вояс он целеджец, ши вас практикац, вас ласки тю калитат, ши су дизлутац. Макаруна, тем юнан, с фиум прогрессия норм. Вам уцумеск, вакупринч, вадуреску цифру масс.